conducerea clubului și salariații sunt nemulțumiți că, spre deosebire de anii anteriori, din acest an nu se mai poate colabora pe niciun palier cu autoritatea locală. CS Pandurii are încheiat de mai mulți ani un contract de colaborare cu primăria Târgu Jiu pentru plata apei, însă autoritatea locală ar refuza să mai plătească vreun leu de acum înainte. Sportivii vor fi puși în situația de a nu mai avea apă, dacă CS Pandurii nu va semna un contract de furnizare cu apa Regio Gorj. Nu se știe însă dacă vor exista și fondurile necesare la nivelul clubului Pandurii pentru a achita apa consumată. Aceasta era plătită de municipalitate. Cu o zi în urmă, Mihai Prunariu amenința că dă în judecată primăria Târgu Jiu, care nu mai recunoaște protocolul de colaborare. Ne vom duce și aici în instanță, vom vedea, vom consulta cu un avocat și vom demara începând din toamnă procesele cu primăria municipiului Târgu Jiu. Ce constat este o rea credință, pentru că majoritatea oamenilor și adresa pe care am primit-o a fost semnată de viceprimarul Aurel Popescu, de secretarul primăriei domnul Jianu și de șeful oficiului juridic Răduțoiu. Toți ăștia au fost participanți la semnarea acestui protocol și au cunoștință despre el, dar probabil din cauza vârstei la unii au uitat, trecut timpul, sunt vreo 18 ani de atunci. De săptămâna viitoare voi intra în greva foamei pentru sportul din oraș și din județ. Am ajuns la capătul răbdării. Am o viață în sportul local, mă voi bate până la capăt pentru el, a declarat Mihai Prunariu, președintele CS Pandurii Târgu Jiu și al Asociației Județene de Fotbal Gorj. Viceprimarul din Târgu Jiu, Aurel Popescu, a declarat că nu mai poate continua contractul încheiat între primărie și CS Pandurii și că, cel mai probabil, se va ajunge la instanța de judecată.